Vești bune pentru cabanierii gorjeni, toamna se pregătește să lase locul iernii, spun meteorologii, și urmează ca zăpada să se aștearnă și la munte. Proprietarii de cabane din zona montană Rânca spun că, deși ne aflăm în pandemie de coronavirus, gorjenii au făcut rezervări la munte. Cele mai multe dintre acestea au fost făcute pentru perioada Crăciunului. Cabanierii gorjeni își freacă mâinile de bucurie și spun că așteaptă să înceapă sezonul rece. Pandemia de coronavirus nu i-a împiedicat pe gorjeni să își facă rezervări la munte și să își planifice vacanțe la zăpadă. Sigur că da, avem Crăciunul aproximativ 95% ocupat și câteva zeci de persoane pentru sărbătoarea de 1 decembrie, fiind un weekend prelungit de circa 5 zile, de pe 27, vin 28, 29, 30, Sfântul Andrei liber dat de Parlament și după aceea vine 1 decembrie ziua României și bineînțeles că până pe 20 sunt 5 zile. 4 nopți, un weekend prelungit și așteptăm, mai ales dacă ninge. De Revelion însă cabanierii se tem că vor rămâne cu locurile neocupate și buzunarele goale. De Revelion avem mai puține rezervări. Oamenii sunt mai sceptici, mai ales că inclusiv premierul a dat că fără petreceri de Revelion și în momentele respective s-a început această publicitate negativă din partea guvernanților. E normal că și cum să vă spun, oamenii au devenit mai reticenți. Oamenii, dar au încetat cu rezervările. Meteorologii anunță că, deși vremea a fost mai caldă decât în mod normal, urmează o răcire accentuată cu ploi și ninsori, mai ales în zona montană.